Doamnelor și domnilor, astăzi vorbim puțin despre romanul Pădurea spânzuraților, scris de Liviu Rebreanu și publicat în 1922. O carte profundă care a trebuit citită sau recitită cu ochii de om matur și nu cu emoția bacalaureatului care presează licenii să o facă, așa cum a fost și în cazul meu. Avem de-a face cu un roman de analiză psihologică inspirat de un eveniment real. Condamnarea la moarte, și apoi execuția prin spânzurare a fratelui lui Liviu Rebreanu, Emil, ofițer în armata austro-ungară care a încercat să dezerteze și să ajungă în liniile românești. Pădurea spânzuraților configurează un univers dominant de război și pândit de perspectiva morții prin spânzurare, prezentată chiar din primele scene ale romanului. Cartea înfățișează războiul ca pe o absurditate sângeroasă, condamnat deopotrivă atât de țăranii români în spatele frontului, cât și de cei care luptau pe front, indiferent de naționalitate. Personajul principal, apostol Bologa, este un intelectual confruntat cu mai multe drame de conștiință. Identitatea sa națională este pusă în cumpănă pe fondul ascensiunii naționalismului în jurul și chiar în interiorul Imperiului Austro-Ungar. Un, um, un personaj simbolic este locotenentul ceh Svoboda, cu nume simbolic. Cuvântul slav Svobodu semnifică în română liber. Ei, de la Svoboda, apostol Bologa va învăța rețeta libertății. Apostol Bologa, locotenent român în armata austro-ungară în timpul primului război mondial, face parte din curtea marțială care îl condamnă la moarte prin spânzurare pe ofițerul ceh Svoboda pentru că încercase să dezerteze la ruși. Caracterizat ca, ca, un om al datoriei, care se implică până și în bunul mers al execuției, Bologa este prezentat retrospectiv, luminându-i se astfel resorturile sufletești care au condus în final la propria moarte. Fiul al, al unui avocat român, luptător pentru cauza națională, dintr-un oraș transilvanian, Apostol Bologa este educat de un tată sobru și o mamă religioasă. Când licean fiind își pierde tatăl, credința îi se prăbușește. Apoi mai târziu, ca student la filosofie, își caută un sprijin în ideea datoriei. Când izbucnește războiul, apostol Bologa se înrolează ca voluntar pentru a-i face pe plac logotnicei sale Marta. El luptă pe pe diferite fronturi, dar atunci când este mutat pe frontul românesc, întreaga ființă îi se revoltă. Conștiința apartenenței etnice îi se trezește și hotărârea de a dezerta este pusă în aplicare. Prins de o patrulă, este judecat și executat. Acum, pe un plan mai profund, drama lui Bologa este o parabolă despre, să zicem, despre eroare, pedeapsă și izbăvire. Între cele trei repere existențiale, fiind lungul drum al frământărilor și al suferințelor. Eroarea omului, determinată de fapt de, de marea eroare a destinului istoric, izvorăște din convingerea că personalitatea umană nu se poate realiza plenar decât în cadrul respectării datoriei. În aceeași clipă începe însă și pedapsa, care se manifestă sub forma remușcărilor și a nevoii de izbăvire, a contradicției dintre dragostea de viață și moartea văzută ca mijloc de instaurare a adevărului absolut. Vom întâlni așadar în această carte analiză psihologică, monolog interior și introspecție, toate contribuind la realizarea imaginii unui erou dilematic, nehotărât și oscilant, condamnat să trăiască incertitudini chinuitoare. Dacă retrospectiva prezintă viața anterioară a lui Bologa drept o pregătire pentru întâlnirea cu destinul, analiza psihologică urmărește în mod gradat trăirile sale afective. Mai întâi, încercarea de a demonstra vinovăția lui Svoboda. Nu este decât începutul mustrărilor de conștiință. Apoi, gândul dezertării, evit ca o posibilitate într-o noapte densă, îi se fixează în subconștient până la împlinirea lui. În sfârșit, Regăsirea credinței îi pricinuiește sentimente care vizează sublimul. Simțea în Sufletul său pe Dumnezeu, precum Sufletul său se simțea în Dumnezeu. Pădurea Spânzuraților are o, o, simestri, o simetrie compozițională perfectă, care începe cu Spânzurătoarea, și după ce paginile romanului dezvăluie o lume plină de tragism, se va sfârși cu aceeași imagine a morții. Bologa va vedea spânzurătoarea ca pe un stâlp alb și lucios cu un braț cârligat în vârf. Ștreangul se va legăna și eroul își va aduce aminte cum a încercat cândva rezistența frânghiei. Frânghia simbolizează ascensiunea și prin intermediul ei protagonistul va trece din lumea reală în lumea ideală, din, din efemeritate în eternitate, cu speranța că datorită credinței sale, va fi o înălțare la ceruri în lumea celor drepți. Ceea ce nu prea putem spune despre cărțile scrise de autor români, putem spune în acest caz. Pădurea spânzuraților are și o ecranizare din 1964. O producție alb-negru regizată de Liviu Ciulei cu Victor Rebenciuc în rol principal. Vorbim aici de primul film românesc care a obținut o largă recunoaștere internațională, recunoaștere ce a început cu premiul de regie de la Cannes în 1965. Iată o carte așadar care mus-ai trebuie citită, o carte care a intrat în patrimoniul UNESCO, o scritură profundă, un roman de să zicem, de explorare a sinelui, care se apropie de Dostoevski prin dimensiunea spirituală, de Nicolae Steinhardt prin atmosfera cutremurătoare, de, de marea literatură a tragediei. O lectură cu folos vă doresc!